Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din serialul Pastila de muzică, Tratamentul celor culți. Episodul de astăzi am dorit să-l dedic unui compozitor român, cel care a dus faima țării noastre peste hotare, cel care este considerat a fi compozitorul național al României. Este vorba despre George Ionescu. Datorită lui, muzica românească a fost cunoscută în toată lumea și tot datorită lui s-a dezvoltat o școală de compoziție cu specific românesc. George Ionescu a fost violonist, dirijor, compozitor și pedagog. S-a născut la 19 august 1881 în satul Liveni din județul Botoșani, în familia arendașului Costache Ionescu și a soției lui Maria, fiica preotului Cosmovici. A fost al 8-lea copil și singurul care a supraviețuit copilăriei. Încă din copilărie a manifestat o înclinație extraordinară pentru muzică, începând să cânte la vioară de la vârsta de 4 ani, pentru ca la vârsta de 5 ani să apară în primul său concert. A început studiile de compoziție sub îndrumarea lui Eduard Caudela. Primele îndrumări muzicale le primise de la părinții săi și de la un vestit lăutar. Studiază la conservatorul din Viena, încadrându-se rapid în viața muzicală a orașului. Concertele sale entuziasmează presa și publicul, deși avea doar 12 ani. Își continuă studiile la conservatorul din Paris. Devine astfel un reputat instrumentist și dirijor, efectuând concerte în Statele Unite și în toată Europa. Preocupat de recunoașterea României pe plan muzical internațional, organizează concursul de compoziții George Ionescu, în cadrul căruia compozitorul oferea câștigătorilor din veniturile sale proprii sume de bani generoase, precum și șansa interpretării acestor piese în concerte. În lumea muzicii, spunea Ionescu, eu sunt 5 într-unul, compozitor, dirijor, violonist, pianist și profesor. Cel mai mult prețuiesc darul de a compune muzica și niciun muritor nu poate poseda o fericire mai mare. Nu trebuie uitată influența folclorului românesc, sursă de inspirație evidentă în cele două rapsodii române, în sonata pentru vioară cu caracter popular românesc, în suita orchestrală numărul 3 sătească. Să-i prețuim așadar lui George Ionescu stilul său compozițional, exprimarea modernă cu totul personală din opera Iodip sau din simfoniile și concertele compuse. Fără el, dragi copii, muzica românească nu ar fi avut un compozitor național și cu siguranță ar fi trecut decenii bune până să ne afirmăm muzical. Activitatea de astăzi este una grafică. Vă propun să desenăm împreună o muzicogramă. Muzicograma e o reprezentare grafică a melodiei ce urmărește fidel motivele, temele și frazele acesteia, asociindu-le cu un simbol grafic. Am ales spre exemplificare un fragment din Rapsodia Română numărul 1 de George Ionescu. Ascultați piesa integral, dragi copii, și încercați să regăsiți în sunetele ei fragmentul selectat în materialul următor. La revedere!